Dumnezeu este alături de slujitorii Săi. Întărește-te și fii plin de curaj. Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine oriunde vei merge. Iosua, capitolul 1, cu versetul 9. Agenților omenești le este încredințată lucrarea de a extinde biruințele crucii de la un loc la altul. În calitate de cap al bisericii, Domnul Hristos cheamă cu autoritate pe oricine pretinde a crede în El, să urmeze pilda Lui de tăgăduire de sine și de sacrificiu de sine, lucrând pentru convertirea acelora asupra cărora Satana și marea lui armată își folosesc toate puterile pentru a inimici. Poporul lui Dumnezeu este chemat să se adune fără întârziere sub steagul însângerat al lui Hristos. Fără încetare, ei trebuie să continue lupta împotriva vrăjmașului, împingând bătălia până la porți. Și fiecăruia dintre aceia care se adaugă acestei armate prin pocăință, trebuie să îi se stabilească postul datoriei lui. Fiecare trebuie să fie dispus să fie sau să facă ceva în lupta aceasta. Atunci când depun eforturi serioase pentru ducerea mai departe a soliei, membrii bisericii vor trăi în bucuria Domnului și vor avea succes. Triumful vine totdeauna în urma sforțărilor hotărâte. Domnul Hristos, în calitatea sa de mijlocitor, acordă servilor săi prezența Duhului Sfânt, ceea ce face ca agenții omenești să fie reprezentanți ai răscumpărătorului în lucrarea de mântuire a sufletelor este puterea eficientă a Duhului. Pentru ca să ne putem uni cu Domnul Hristos în lucrarea aceasta, trebuie să ne așezăm sub influența modelatoare a Duhului Său. Prin puterea împărtășită în felul acesta, putem conlucra cu Domnul în legătura unirii ca împreună lucrători cu El la salvarea de suflete. Fiecăruia care se oferă Domnului pentru slujire, fără a reține ceva, se dă putere pentru obținerea unor rezultate nemăsurat de mari. Domnul Dumnezeu este obligat printr-un legământ veșnic să asigure putere și har fiecăruia care este sfințit prin ascultare de adevăr. Am un apel pentru tine. Dumnezeu nu te-a chemat doar să primești vestea bună a mântuirii pentru tine, ci să o împărtășești și altora. A păstra credința doar pentru tine este o falsă amăgire, căci adevărata bucurie și împlinire vin atunci când te angajezi să dai mai departe ceea ce ai primit. Hristos te cheamă astăzi să devii un instrument în mâna sa, să răspândești vestea mântuirii și să lucrezi pentru salvarea sufletelor. Dacă răspunzi acestei chemări, Dumnezeu îți promite că îți va da puterea Duhului Sfânt pentru a împlini această lucrare. Fii curajos și plin de credință, știind că El este alături de tine în fiecare pas al slujirii tale. Meditează la următoarele întrebări. Cât de importantă este prezența Duhului cel Sfânt al Domnului Hristos pentru a realiza mântuirea personală, dar și pentru lucrarea de câștigare de suflete? Ce înseamnă pentru tine să lucrezi sub steagul însângerat al lui Hristos? Cum îți asumi lupta pentru salvarea altora? Așa cum un soldat își asumă fără ezitare rolul pe câmpul de luptă, și tu trebuie să fii gata să acționezi acolo unde Dumnezeu te trimite, fie că este o mică lucrare sau o mare provocare. Ai nevoie să știi în mod clar care este lucrarea pe care Dumnezeu ți-a încredințat-o ție. De aceea roagă-te cu stăruință pentru a avea o perspectivă de la Dumnezeu în această privință. Cultivă încrederea că Dumnezeu va oferi puterea și harul necesar pentru fiecare pas. Fii perseverent și credincios, știind că prezența sa este cu tine oriunde vei merge, atâta timp cât te plasezi sub steagul său biruitor. Amin.